Vineri, un incendiu de pe strada Lupului din municipiul Zalău s-a extins de la vegetația uscată la un parc auto. Flăcările au distrus 5 epave a unor autoturisme care au ars în întregime. Inspectoratul pentru situații de urgență reamintește că trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor la efectuarea arderilor de vegetație uscată și resturi vegetale. Nu aprindeți foc în condiții de vânt și la lăsarea serii. Alegeți locuri la distanțe de păduri, rețele de utilități. Supravegheați arderea până la stingerea completă. Solicitați permis de lucru cu foc de la primăria de pe raza localității unde realizați arderea. Arderea resturilor vegetale și a vegetației uscate fără asigurarea supravegherii și luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți se sancționează contravențional cu amendă de la 1000 la 2500 de lei. Mulțumim spectatorului care a trimis imaginile la redacție. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail iar la trei filmări veți primi un cadou personalizat de TV.